Cum să arate profilul tău de Brawl Stars bine în doar 5 minute? Fii atent aici! Like, subscribe, mersi! Vom avea două tipuri de persoane. 1. Persoana care vrea să aibă un profil simplu și în același timp clean. 2. Persoana aceea care are foarte mulți bani, dar are un profil cam meh. Haideți să începem! Prima dată trebuie să îți alegi brawlerul care să se asorteze chiar foarte bine cu profilul. Fii atent aici! Ne trebuie un brawler care să nu iasă prea tare în evidență. Prima dată vom lua acest skin pe Macy de 1000 de blinguri. Ok, o să-mi spui că e prea ieftin și că nu o să iasă nimic bun, dar dăm 2 minute la dispoziție. Ne trebuie un avatar, ceva ce să fie simplu, dar în același timp nu trebuie să fie nici default, dar aproape semi-default. Eu voi lua acest avatar. La nume trebuie să avem numele colorat cu albastru sau putem să avem oricare alte nume de aici colorate, dar dacă ai Brawl Pass-ul ar fi și mai bine. Că vrei să mergi la sigur, ia-ți Brawl Pass-ul că o să te ajute foarte, foarte mult. Deci noi luăm numele acest albastru. Bine, ar mai merge și acesta, la fel de bine s-ar potrivi. Tu obișnuiai aici jos să spui două avatare. Deci nu mai fă treaba asta, nu pui niciun avatar, îl lași pur și simplu cum este aici default. La pin ne trebuie un pin care să arate bine, ceva ce e OG, deci dacă ai un pin OG, pune-ți-l. Îți recomand dacă l-ai pe cel de like, pune-l pe acela like-ul cu trofeu, sau pe cel de dislike, sau poate l-ai pe acesta, fiindcă astea sunt top 3 cele mai OG și acele pinuri care arată chiar destul de bine și se asortează destul de mult. Din cele 3 menționate, eu l-am doar pe acesta cu trofeu. Ne trebuie un titlu chiar foarte, foarte bun, adică nu trebuie să ai unul care să fie format din, trei cuvinte sau mai multe, poți să ai, de exemplu, un cuvânt cum este boom-ul, sau două, cum ar fi The Boss de la Mr. P, poți să ai și Toxic de la Cordelius, care se sortează chiar foarte bine, poți să ai și Bro-ul de la Surge, dar cel mai bine aici, după părerea mea, s-ar asorta titlul de la Colt. L-am pe acesta pe Brock, se asortează și acesta destul de bine. Atenție, brawlerul tău preferat trebuie să se asorteze cu poza, culoarea de la nume și cu pinul și cu titlul. De data aceasta vom încerca ceva mai diferit cu un skin mai scump și eu îl sugerez pe cel pe Mandy de 5000 de blinguri. La avatar, e bine, aici trebuie să fie în temă cu skinul. Skinul nostru are niște culori deschise. Ne trebuie un avatar ceva în temă cu verde, dar în același timp să nu iasă prea mult în evidență. Ca avatar vom folosi acest avatar de la Mandy. La nume vom lua acest nume colorat, dar atenție, aici trebuie să ai neapărat Brawl Pass-ul ca să arate mult mai bine. Profilul meu arăta și mai bine dacă aveam Brawl Pass-ul. Din păcate eu n-am deocamdată Brawl Pass-ul, deci așa arată momentan la nume colorat. Data aceasta vei pune avatare aici, deci nu te mai lua de mine că nu ai niciun avatar și că e prea simplu. Trebuie să punem ceva OG, dar în același timp ce să arate bine. Vom folosi pe acesta. By the way, puteți să-l luați de la skin-ul ăla cu Fang verde, puteai să-l iei. Și vom lua și calendarul. Deci facem așa, punem avatarul ăsta și avatarul ăsta de aici. Ok, astea se asortează foarte bine deocamdată. Ai răbdare că n-am terminat. La pin trebuie să ai un pin ce nu prea îl întâlnești în meciuri. Eu sugerez să pui un pin care se asortează cu skin-ul și cu avatarul ăsta de sus. Luăm pinul pe Sakura Spike, îl vezi o dată sau de două ori sau chiar deloc, deci îți sugerez să-l pui pe acesta. De asemenea, poți să pui ceva OG aici. Poți să pui oricare titlu dorești, eu îl voi pune pe acesta cu Boom, pentru că este preferatul meu și se asortează cel mai bine. Bine, și ăsta pe Spike merge și ăsta Timeless, dar eu îl voi pune pe cel cu Boom. Eu quiero Taco Bell. Nu am terminat aici, simt că nu ești încă mulțumit. O să trecem la următorul tip de persoană și va fi persoana care este bogată, dar are un profil nașpa. Păi fii atent aici, sugerez să spui cel mai flex skin, deci cel mai flex skin pe care îl ai tu. Eu îl voi alege pe acesta cu Amber, sau dacă ai tu alte skin-uri, pune orice skin îți dorești tu aici de flex. Trebuie să fie flex 100%, deci dacă nu e de flex, nu ai ce căuta în această categorie și trebuie să ieși neapărat de pe videoclipul acesta. Tu vrei să fie ceva OG, ceva care arată bine, ești tipul de persoană care bă, are mulți bani, bagă o grămadă de bani în jocul acesta, dar
trebuie să ai ceva OG neapărat. Ei bine, ceva clasic, o să mergem pe ceva clasic și îl vom pune pe acesta cu 1. Dacă nu l-ai, trebuie să ieși de pe clipul ăsta și să dezinstalezi jocul neapărat. Ei, din păcate, șmechere, tu trebuie să ai Brawl Pass-ul cumpărat. Pentru că dacă nu l-ai cumpărat, din nou, trebuie să ieși de pe clip și să-ți dezinstalezi jocul. Că până la urmă tu ești un player care are bani, care bagă bani în joc și are foarte mulți bani și investește foarte mulți bani aici. De data aceasta vom folosi niște avatare și vom merge pe tema skin-ului. În principal trebuie să mergi pe tema skin-ului ca să arate bine, deși am putea să facem o mică schimbare dacă îmi permiteți un moment. Aș putea să îl pun pe acesta aici că se asortează mult mai bine. Voi adăuga un avatar mai potrivit acesta, clasic. Bun, la titlu trebuie să ai titlul ce vrei tu, îl punem din nou pe acesta pentru că se potrivește foarte bine. Și la avatar, bă, la avatar, atenție, ceva OG care arată bine, e nemai văzut, potrivit, care să meargă la toate și scump, bineînțeles, să nu uităm tema. Așa că voi lua acest pin. Deci, șmechere, bogatule, ai acum un profil care arată 100% perfect. Bă, spuneți-mi voi dacă profilul acesta nu te asortează bine. Celelalte profile sunt pentru niște oameni care sunt mai free-to-play, dar poți să-l folosești și pe acesta dacă, din nou, ești foarte, foarte bogat și n-ai ce face cu banii.